Polițiștii mehedinteni au lăsat fără permise de conducere peste 500 de șoferi care au tranzitat drumurile județene și au încălcat regulile de circulație în primele 3 luni ale anului curent. Printre motivele pentru care unele persoane și-au pierdut dreptul de a mai conduce, se numără și consumul de băuturi alcoolice. Suspendarea sau anularea dreptului de a mai conduce este cea mai dură măsură pentru cei care iubesc să conducă sau pentru cei care din asta trăiesc. În primele 3 luni ale anului, peste 500 de șoferi din județul Mehedinți au rămas fără permis de conducere. Polițiștii de la rutieră sunt prezenți pe șoselele din județ zi de zi. În 2020, autoritățile mehedințene au reținut în vederea anulării sau suspendării peste 2000 de permise de conducere. Doar de la începutul anului curent și până în prezent au fost 592 astfel de cazuri. Anul trecut, polițiștii mehedințeni au reținut în vederea suspendării sau anulării 2989 de permise de conducere. Principalele abateri pentru care au fost reținute permisele de conducere sunt depășirea cu peste 50 de km la oră a vitezei maxime admise pe diferite sectoare de drum, nerespectarea manevrelor de depășire regulamentară, neacordarea priorității de trecere a pietonilor angajați în traversarea regulamentară a străzii și consumul de băuturi alcoolice. Anul acesta, în primele 2 luni, au fost reținute în vederea suspendării 592 de permise de conducere. Conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului se pedepsește atât cu amendă cât și cu închisoare de la 1 la 5 ani. Conducerea unui autoturism sub influența alcoolului sau altor substanțe reprezintă una dintre cele mai frecvente și comune fapte cu care polițiștii se confruntă în activitatea lor curentă. Impactul conducerii unui vehicul sub influența alcoolului asupra societății este unul semnificativ, având în vedere faptul că în multe situații aceasta reprezintă premisa unor accidente rutiere foarte grave ce au ca urmare producerea unor prejudicii materiale și chiar vătămarea sau uciderea unor persoane.